Matei, capitolul 5. Când a văzut mulțimile, Iisus a urcat pe munte și s-a așezat. Ucenicii s-au apropiat, iar el a început să le spună: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei întristați, pentru că vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, pentru că ei vor fi săturați. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de milă. Fericiți cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți aducătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați pentru dreptate, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când veți fi învinuiți, persecutați și se vor spune lucruri rele împotriva voastră din cauza mea. Bucurați-vă și înveseliți-vă, pentru că mare este răsplata voastră în ceruri. Tot așa au fost persecutați și profeții care au fost înaintea voastră. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, cum va mai săra? Nu mai e bună de nimic, așa că va fi aruncată și călcată în picioare de către oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Când se aprinde o făclie, nimeni nu-i pune deasupra un obroc, ci e pusă într-un sfeșnic și luminează în toată casa. Tot așa să strălucească și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca, văzând ei faptele voastre bune, să dea slavă Tatălui vostru care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să desființez legea și profeții. N-am venit să le desființez, ci să le aduc împlinirea. Adevărat vă spun că atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici o literă și nici o virgulă din lege nu vor trece, înainte să se întâmple toate. Așa că oricine va înlătura chiar și cea mai mică dintre aceste porunci și îi va învăța pe alții să facă la fel, va fi socotit cel mai mic în împărăția cerurilor. Însă oricine le va păzi și îi va învăța și pe alții să facă la fel, va fi socotit mare în împărăția cerurilor. De aceea vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit ce s-a spus celor din trecut: să nu ucizi. Oricine ucide va fi judecat. Eu însă vă spun, oricine se mânie pe fratele său va fi judecat. Oricine va zice fratelui său prostule va fi condamnat de sinedriu, și oricine îi va zice nebunule va fi condamnat la focul gheenei. Când îți duci darul la altar, dacă îți amintești că fratele tău are ceva cu tine, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, mergi și împacă-te cu fratele tău și vino apoi și adu-ți darul. Împacă-te cu dușmanul tău repede, pe când ești încă pe drum cu el, înainte să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până când